aproximativ intervenit cu motopompe de mare capacitate și ambarcațiuni de intervenție. La simulare au participat și angajații ai Administrației Naționale a Apelor Române. Exercițiul de simulare pentru a vedea tehnica la fața locului, a vedea capacități, timp de reacție, timp de umplere, posibilitatea și de manevrare a materialelor respective, ca în caz de real de inundații să știm timpii și să anticipăm să putem face intervenția rapidă. Ca și într-o situație normală, Inspectoratul pentru situații de urgență asigură coordonarea răspunsului în asemenea situații. Este un lucru benefic pentru noi că ne-am întâlnit astăzi aici împreună cu echipa de la nivelul județului Telorman, cu care noi gestionăm situațiile de urgență produse de inundații. Pe malul râului Vedea a fost amplasat și testat un dig de ultimă generație menit să înlocuiască sacii de nisip folosiți în lupta împotriva viitorilor. E o soluție nouă de supraînălțarea digurilor în caz de apa depășește coronamentul digului, o soluție nouă, pompe, mai puțin oameni, intervenție rapidă, este un dig care se umple cu apă, cum a spus și colegul de la Pitești, apă contra apă, deci îl umplem cu apă, înălțăm un metru până la 1,20 m coronamentul digului și are o intervenție mai rapidă decât cu saci. Locația a fost aleasă după ce în anii 2005 și 2014 pe râul Vedea au fost mai multe inundații, în urma cărora sute de case au fost inundate. În județul Telorman, în ultimii 2 ani, s-au realizat investiții în lucrări de îndiguire în mai multe localități din județ.